De astăzi a scăzut TVA-ul de la 9% la 5% în turism, dar prețurile rămân neschimbate. Vorbim despre servicii de cazare, restaurant, dar și despre accesul în parcuri de distracții. O scădere pe care turiștii nu o vor simți însă în buzunare momentan. Asta pentru că hotelierii vor investi banii rezultați în reparații și poate vor mai adăuga și alte servicii în pachetele de vacanță. Pe litoral nu se vede nicio diferență de preț la recepții, cel puțin deocamdată, și asta pentru că hotelierii au scăzut deja prețurile la cazare în extra sezon. Diferența de bani rezultată din scăderea TVA, spun ei, va fi folosită pentru altceva. Vom investi banii rămași pentru îmbunătățirea calității serviciilor și produselor noastre. Cu siguranță oaspeții noștri vor simți această diferență și îi așteptăm cu mare drag. Și atâta timp cât există cerere, există și posibilitatea ca prețurile să crească în funcție de sezon. Unii vor alege să facă cu banii ăștia investiții, modernizări, să crească plus valoare, să bage ceva în pachet, de exemplu, pachetele de all inclusiv, să mai adauge ceva. Alții vor alege și să ia diferența de rentabilitate acasă. Nici în restaurante nu se vede vreo scădere de preț. Avem același meniu, este omletă cu șuncă și ciuperci, 16 lei. La începutul sezonului estival, da, vom vedea dacă vom umbla la prețuri, vom schimba prețurile preparatelor. Pentru o masă completă ca aceasta, care să cuprindă aperitiv, fel principal și desert, un turist scoate din buzunar acum aproximativ 90 de lei. Pentru aceeași masă, dacă am luat în calcul reducerea de TVA de la 9 la 5%, am plătit cu 5 lei mai puțin. Prin această măsură se urmărește și susținerea turismului balnear, precum și diminuarea costurilor pentru producerea energiei termice în sistemele care folosesc apă geotermală. Cei din turism speră totuși că reducerea TVA-ului combinată cu alte măsuri, cum ar fi acordarea de etichete de vacanță, să aducă mai mulți turiști pe piața internă.